Salutare, prieteni pescari! Este ora 8, fără un minut. Am venit la pescuit, dar am venit să dau la undiță. Astăzi am ales această variantă pentru că nu voi sta toată ziua. Voi sta undeva în jur de 12. Pe care voi pleca. În prima fază am vrut inițial să merg pe căciulați, dar m-am răzgândit și am ajuns pe Corbeanca. Să încerc să dau la undiță. E o baltă frumoasă, liniștită. Apa e cam măricică unde dau aici în locul ăsta. Cred că le-am aruncat de un sfert de oră, dar nu am avut niciun țac momentan. Sperăm să vină și ceva cărășel sau ce o fi în balta asta. Așa că așteptăm, am băgat cocoloși de mămăligă și o râmă. Acum, pe parcurs o să mai schimb, dacă nu trage. Dar eu sper să tragă. Cam rece afară, la ora 7, să zic așa, mi-arăta indicatorul la bord 4 grade. Acum cred că sunt... A ieșit și soarele. Cred că sunt jur de 8 grade. Cam rece, dar vedem ce se va întâmpla pe parcurs. Avem și primul peștișor. Un cărășel vaistelului. La vierme am avut și mămăligă, dar nu a tras. Văd că a mișcat la vierme. Micuț. Vedem ce mai urmă. S-a mai încălzit un pic. Noroc cu soarele, că altfel era frig. Drăgșor. Ce trage la râmă. Stai la râmă. Între timp a fost și paznicul. A văzut că am dat, că dau la două undiți. M-a taxat cu 15 lei. Dacă dădeam și cu lansetă, când am înțeles, mi-a zis că ar fi taxa 50 de lei și trebuie să-mi taie bon. Dar oricum nu aveam lansete și n-aveam de ce să-i dau 50 de lei. Și am dat 15 lei, fără bon, fără nimic. Dar e liniște, nu? Cărășelul e mic, adică pe care l-am prins, foarte mic. Albișoara aia sau ce era, care am prins-o mai devreme. În rest, țacuri anemice. Apa, într-adevăr, e rece. Nu știu ce aș putea prinde. Mari așteptări
Nu am. Da, stai, ăsta e pescuitul. Tu se vede în față, e pădure. Trage foarte rar. Am să insist mai mult cu mămăligă. Este ora 11. Eu mă opresc aici, din pescuit. V-am zis că voi pescui câteva ore. N-am avut decât cărășelul, a mai scăpat unul și roșioara aceea sau ce era. Cam asta e de pe Balta Corbeanca. Sper că data viitoare să găsesc o baltă bună. Bine, atunci voi da și la lansete și vom vedea. Dacă vă aflați pe baltă sau dacă veți merge, vă doresc fire întinse, cât mai zbuciumate. Și nu uitați să vă abonați pe canalul meu dacă vă place. La revedere și pe data viitoare!